Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine v-am regăsit, sunt Cristian Ivaneș. Nu vă voi povesti ceva de strict actualitate, cu toate că din nou se leagă puțin, anume tema emisiunii de astăzi este Coreea de Nord. Un loc unde mi-aș fi dorit să mă duc și unde probabil cândva voi și merge, cel mai probabil după eliberare. Dar se leagă cumva de actualitate, vă spuneam, fiindcă Coreea de Nord, deși neagă mințind cu nerușinare, conform obișnuințelor regimului de acolo, trimite arme Rusiei, pe care arme le folosește împotriva civililor ucraineni. E vorba de obuze de diverse calibre, probabil și muniție obișnuită. Cam despre asta este vorba la capitolul actualitate. Și dacă tot apare numele Coreei de Nord pe firmamentul actualității, haideți să povestim puțin despre viața din Coreea de Nord. Viața omului obișnuit, nu neapărat susținător al regimului Kim, cred că sunt foarte puțini susținători adevărați ai regimului Kim, pentru că acolo este practic o boală psihică generalizată. O să detaliez imediat. Cei care am mai prins regimul Ceaușescu în ultimii lui ani, 80, cei care eram atunci adolescenți sau deja maturi, cred că putem înțelege ceva mai bine ce se întâmplă în Coreea de Nord. Și am să plec de la o lege de anul trecut, din 2021, care seamănă de departe, dar este mult mai draconică și mai drastică cu celebrele teze din aprilie 71 de la Mangalia. Ce fac coreenii de nord, de fapt, acolo este o, nici nu știu dacă se numesc experiment, este o nebunie colosală, copleșitoare. Coreea de Nord are ceva mai mulți locuitori decât România, și care trăiesc într-un regim de teroare desăvârșit. Acolo, practic, viața se traduce cam așa. Ai un fel de uniformă, un fel de, nu e chiar o uniformă, obligatoriu insigna aferentă cu efigia ultimului Kim, Kim Jong-un, ăsta de acum, înainte era Kim Jong-il și înainte Kim Il-sung sau pe românește Kim Il-sen. Mai țineți minte, probabil. Orice contact cu exteriorul este strict interzis, nu există internet în Coreea de Nord, există un fel de intranet, adică din universități și din unele birouri poți să intri în intranetul nord-corean. E o rețea internă unde, bineînțeles, ai acces doar la ce îți dă regimul voie să vezi. Nici măcar atât de liberal ca în Iran nu este, pentru că în Iran lumea are mobile, nu e niciun fel de problemă, lumea are internet acasă și acolo cele câteva site-uri blocate de regim sunt ușor de ocolit cu un VPN mai serios. Nici vorbă de așa ceva în Coreea de Nord, unde singurele surse de informație sunt cotidianul partidului, Rodong Sinmun, și cele două sau trei canale de televiziune, unde nu vezi altceva decât, efectiv, dacă vă uitați pe YouTube și vă invit să o faceți, efectiv, lătrături. Deci modul de a prezenta programele, știrile, este lătrat și nu e neapărat o rezonanță coreană, ci pur și simplu un fel mobilizator militaros de a rosti vorbele, astfel încât regimul să, așa se imaginează cel puțin, să mobilizeze masele. Legea aia de care vă povesteam vine ca o reacție la ceea ce la noi în comunism era moda videourilor, dacă mai țineți minte, sau antenelor parabolice. Noi ne protejam cumva, ăștia din marile orașe sau mai micile orașe,
prin videouri care costau enorm. Un video bun costa cam cât o mașină, cam cât o Dacia, în jur de 70.000 de lei, mi-amintesc perfect. Cele mai puțin bunicele erau între 25, 35, 40.000 de lei, erau sume fabuloase. Și în ultimii ani ai comunismului cu antenele parabolice. O să vă povestesc mâine despre asta când discutăm despre zidul Berlinului. În Coreea de Nord există un fel de trafic între oameni de sticuri, care sticuri în principal, cel puțin varianta originală, vin cu baloanele peste linia de demarcație trimise din Coreea de Sud. Sticuri cu ce? Nu cu emisiuni anti-regim, anti-Kim, nici vorba de așa ceva, cu filme și cu muzică pop sud-coreene. Seriale sud-coreene, muzică pop sud-coreene. Astea sunt absorbite cu nesați de oameni ăștia care sunt altminteri deconectați total de exterior. Dacă vă uitați, de exemplu, și pe Flight Radar 24, este o aplicație de mobil, să vedeți avioanele. Coreea de Nord este complet izolată de restul lumii, inclusiv din punct de vedere al traficului aerian. Nimic nu pleacă, nu vine în Coreea de Nord, la aeroportul din Phenian. Nimic. Până acum câțiva ani, până înainte de pandemie, mai erau curse între Phenian și Beijing cam de 2-3 ori pe săptămână, cu Air Koryo, linia Nord-Corea. Nici vorbă de așa ceva. Nu circulă niciun avion pe deasupra țării. Este de o izolare completă. Și atunci oamenii ăștia încearcă, au calculatoare și tablete cumva, luate, cumpărate și alea pe sub mână cu cei care mai fac un mic trafic probabil din China și se uită la filmele astea sud-coreene, Doamne ferește, nord-coreene. Țineți minte că aveam filme nord-coreene în România comunistă. Ce sinistre puteau fi. Filme sud-coreene și muzică sud-coreene. Și legea asta vine și stabilește pedepse înfiorătoare pentru cei care sunt prinși cu astfel de sticuri asupra lor sau în casă. Sau, Doamne ferește, că le și distribuie mai departe. Și legea spune foarte clar ce este interzis să vezi, să asculți muzică decadentă, bineînțeles, în tot limbajul acela înfiorător al vremii. Ești considerat trădător, trebuie ca stilul de viață să fie socialist și nu doar stilul de viață, nu doar ce filme vezi și mai ales n-ai voie să vezi, nu doar ce muzică asculți și mai ales ce muzică n-ai voie să asculți, dar trebuie să fii tuns adecvat. Pentru că o tunsoare neadecvată denotă o gândire reacționară, vorba legii de anul trecut. Și denotă un comportament necorespunzător, țineți minte expresia, necorespunzător, individualist și antisocialist, am citat, în rândul tinerilor nord-coreeni. De asemenea, legea încearcă să pună capăt vorbitului în limbi străine, ia auzi, vorbitului în limbi străine și a vorbitului în slang sud-corean, pe care tinerii nord-coreeni îl deprinde pe sticurile astea din serialele sud-coreene, din filme. Doamne ferește să fie auzit la locul de muncă sau la școală, la facultate, folosind expresii sud-coreene. Înseamnă că asta denotă că tu te uiți la chestiile alea. Dar antisocialist, necorespunzător, reacționar, toate astea sunt și tunsoarea. Nu ai voie să te tunzi oricum. Frizeriile din Coreea de Nord au în ofertă câteva, nu multe, feluri de tunsoare, bărbați, femei. Alea sunt cele acceptate și nu poți să-i spui frizerului să te tundă cum vrei tu. Te tunde cum vrea regimul. Adică tunsoarea A, tunsoarea B sau tunsoarea C. Punct. Asta este. Altminteri, riști să fii denunțat ca reacționar antisocialist. Ce vrea Kim cu toată chestia asta? Sigur, nu e o lege nouă, e de anul trecut, dar tot discutând despre Coreea de Nord, merită să intrăm puțin în universul ăla dement,
unde colegul meu, Adelin Petrișor, a avut chiar acces fizic și a scris și o carte, Țara cu un singur gras, care i-a atras o critică devastatoare din partea ambasadei nord-coreene la București, care a spus că nu-i mai dă viză niciodată, de parcă Adelin ar vrea să mai meargă vreodată cu Kim la putere în Coreea de Nord. A mers odată, a văzut, a documentat, rezultatul este colosal. E bine, de ce face regimul toată chestia asta? Pentru uniformizarea mentală, bineînțeles, pentru indoctrinare și propagandă. Unul din fugari, o să vă povestesc imediat despre fugari, povestește următoarele. Și aici citez din BBC, care a stat de vorbă cu acest fugar: dacă un muncitor este prins, șeful fabricii poate fi pedepsit, prins cu un stick sau prins tuns necorespunzător. Iar dacă un copil este problematic, adică dacă duce la școală, Doamne ferește, un astfel de stick, părinții sunt pedepsiți, sistemul de monitorizare reciprocă este încurajat de regimul nord-corean, adică de spionare reciprocă. Eu te spionez pe tine, tu pe mine, toți știm că ne spionăm reciproc și speranța regimului este că atunci nimeni nu mai face nimic. Ideea este că va funcționa sau nu va funcționa. Nord-coreenii au găsit, la fel ca și iranienii, moduri de a se apăra. În Iran este mult mai liberală viața, dacă preferați, decât în Coreea de Nord, să fim bineînțeleși cu toată teocrația dementă și de acolo. Dar cei care totuși în Coreea de Nord riscă și dau prietenilor de încredere unii altora seriale sud-coreene sau muzică, parolează sticul cu un sistem, cu un softuleț, din câte am înțeles, astfel încât dacă el cade pe mâini greșite, are o parolă și dacă parola e trecută o singură dată greșit, conținutul se șterge automat. Deci sticul devine gol, astfel încât să nu mai poți să fii acuzat de ce? De înalta trădare de a fi vizionat un serial din Sud. Vă dați seama că dintr-o astfel de societate unde trăiești în teroare, unde totul este raționalizat, unde se găsește mâncare cu greu, unde grosul populației n-are acces la puținele magazine unde elita Partidului a Securității Locale are acces exclusiv, cu mărfuri sau chinezești sau câteva chiar și occidentale, extrem de mulți își iau norocul în brațe și încearcă să fugă. Unii, puțini, pe sub linia de demarcație, încercând să fugă în sud, alții, cei mai mulți dintre fugari, prin nord, în China, unde există niște riscuri colosale să fii prins, să fii dat înapoi, să fii închis de chinezi și așa mai departe. Ce vreau să vă arăt, apropo de viața și de fuga din Coreea de Nord, o carte, nu cred că a apărut în limba română, dar cei care vorbesc engleză pot să o comande. Este vorba de o carte a unui fugar important, Yang Jin-sung. Dear Leader se numește ea, ăsta este apelativul folosit dragul nostru conducător pentru Kimul dinainte ăstuia, adică pentru Kim Jong-il. Zhang Jing-sung a fost ofițer de contrainformații, deci un om în sistemul de propagandă al regimului și care a defectat, a fugit și a scris o carte fenomenală, descălcind puțin demența care se întâmplă acolo în Coreea de Nord și sistemul de îndoctrinare mai ales, pentru că despre asta este cartea, despre asta este vorba și în scurta mea prezentare. Oamenii nu renunță, oamenii încearcă să se apere cum pot prin cultura occidentală, care Occident acolo înseamnă Sudul, bineînțeles, și la fel cum noi vedeam filme occidentale traduse înfiorător și catastrofal de o doamnă traducătoare, dacă vă mai amintiți aminte, casetele video care circulau, așa acești oameni văd filme
în aceeași limbă, filme sud-coreene și ascultă muzică sud-coreană. Riscurile sunt majore. Vă spuneam de fugă, între 1998 și 2022 au fugit, reușind să o facă fără să fie împușcați, aproximativ 33.000 de oameni, doar în ultimii 10 ani cam 10.000. De când este la putere Kim Jong-un, adică singurul gras, vorba lui Adelin Petrișor, din Corea de Nord, numărul fugarilor a scăzut pentru că măsurile sunt tot mai draconice și riscul de a fi împușcat sau arestat și dus în numeroasele lagăre. Sistemul de gulag în Corea de Nord este extrem de bine pus la punct, la modul cel mai diabolic. Se apreciază că există în pușcările politice astăzi undeva până la un sfert de milion de oameni închiși. Deci oamenii știu ce așteaptă și totuși unii își riscă în mod conștient pielea în speranța că ajung, bineînțeles, în Corea de Sud, în libertate, unde începe o altă saga, pentru că adaptarea și șocul cultural, vorbește și despre asta autorul cărții pe care v-am prezentat-o dinaori, șocul cultural este devastator. Vă puteți imagina să vii dintr-o țară de genul ăsta, unde practic n-ai nimic, nu e voie să ai mașină, bineînțeles, nu e voie să ai nimic, de fapt, tu ca om obișnuit. Și atunci ajungi în sud, unde totul este o inundare de lumină, în afară de Phenian, care este un fel de oraș fantomă și care are sisteme luminoase și lumină pe străzi, cât are și el, restul Coreei de Nord este cufundată noaptea în întuneric, beznă. Puteți vedea imagini din satelit cu fotografii ale peninsulei coreene. Sudul, noaptea este un ocean de lumină, nordul este un ocean de întuneric cu un punct în dreptul capitalei. Și cam aia e tot. Și atunci cum să te adaptezi, până și pentru românii care plecau în Occident în anii 80, în anii 60, în anii 70, înainte de asta, adaptarea la viața liberă era deosebit de dificilă. Vă puteți da seama, cineva care vine dintr-un regim de teroare, un regim de privațiuni de tot felul, și eu suspectez, n-am nicio dovadă, dar sunt convins că dacă va veni vreodată eliberarea, vom afla chestia asta. Sistemul ăsta de dublare, de falsificarea preferințelor, care s-a practicat și în estul Europei, dar acolo este la nivel patologic, deja clinic. Adică una, ești obligat să faci și să arăți și să vorbești la locul de muncă, la școală, la universitate, peste tot, alta gândești tu de fapt și poate șoptești cu o groază teribilă între membrii familiei. Viața în șoaptă, iată, asta cred că este ca în stalinism, viața în Corea de Nord, toate astea eu cred că au consecințe psihice. Falsificarea preferințelor înseamnă că practic tu una preferi în realitate și ești împotriva regimului și a demenței chimilor acasă și alta ești obligat zi de zi să arăți la școală, la universitate, la locul de muncă. Hainele acelea gri, hainele acelea uniformizate, insigna aceea pe care trebuie să o porți, freza aceea pe care trebuie să o ai, limba coreană pe care trebuie să o vorbești într-un anume fel, să nu cumva să sune nici măcar pe departe asemănător cu expresiile din sud. Și toate astea eu cred că duce sau duc la o boală psihică generalizată și cred că majoritatea oamenilor din Corea de Nord sunt bolnavi. Au o afecțiune psihică de un anume grad. N-am nicio dovadă, dar suspectez chestia asta pentru că cred că e destul de ușor de bănuit de ce. Și atunci vă dați seama la eliberare cândva ce orori vom fi putând descoperi că s-au întâmplat acolo. V-am povestit toate astea pentru că da, este legat de ajutorul militar pe care Rusia îl capătă până și în ala Corea de Nord. Vă dați seama în ce hal a ajuns și Rusia din Iran, din Corea de Nord. Dar să ne să aducem și o parte pozitivă. Că noi aici în România sau dumneavoastră acolo în diaspora, cu toate
starele, cu toată nebunia corectitudinii politice, cu toată nebunia corupției din România, cu tot ce știm, totuși, gândiți-vă că acum dumneavoastră sunteți în fața unui telefon mobil sau unei tablete sau unui monitor de laptop sau de PC și urmăriți o emisiune liberă. Unde un om liber, într-o țară totuși liberă ca România, vă vorbește ce gândește el și nu ce impune altcineva. Asta este un lucru formidabil, este un lucru fundamental care ține de o minimă calitate a vieții pe care acei oameni, milioane și milioane și milioane de oameni din Coreea de Nord nu o au și nici nu visează să o aibă în timpul vieților. Mulțumesc pentru atenție, mulțumesc pentru că v-ați abonat la canalul meu de YouTube și spuneți și altora, îl distribuiți prin Facebook, prin Twitter, prin ce mai credeți dumneavoastră și altora, prieteni cunoscuți care credeți care aprecia astfel de discuții, interviuri, analize și comentarii. Vă mulțumesc că îl și susțineți prin Patreon și sau PayPal, fără de care jurnalismul ăsta independent de care vă spuneam adineori moare instantaneu. Este fundamental. Mâine este 9 noiembrie, este o zi importantă și atât în emisiunea de dimineață cât și în cea de seară vă voi povesti întâi singur, apoi cu un invitat de la Berlin despre zidul Berlinului. Pentru că la 9 noiembrie 1989 cel puțin acolo cădea un zid. Zidul Berlinului a căzut în seara zilei de 9 noiembrie 89 din greșeală. Cum din greșeală? Da, din greșeală, asta vom vedea mâine. Nu-mi rămâne altceva de făcut decât să vă spun ca de fiecare dată, mulțumesc pentru atenție, toate bune și să auzim numai de bine.